Cristian Toader Pastia a revenit la gânduri mai bune și nu va mai pleca din Partidul Social Democrat. Consilierul municipal a avut o discuție în această dimineață cu Florin Cârciumaru și nu va mai pleca din partid. Ciprian Florescu se bucură că Pastia va rămâne alături de socialdemocrați. Deși a amenințat că ar putea părăsi PSD Gorj, Cristian Toader Pastia s-a răzgândit după ce a discutat cu Florin Cârciumaru. Eu personal, văzând la televizor o știre aseară, l-am invitat de dimineață să port o discuție pe cele declarate de dânsul. Nu se pune problema, ca oricare dintre noi mai avem și momente de supărare. Nu mi-a spus cine l-a supărat din cadrul partidului, dar eu am încredere că domnul Pasti va fi în continuare om de bază în cadrul organizației PSD Gorj și că știe și că are capacitatea de a trece peste momente și mai neplăcute din activitatea noastră. Ciprian Florescu a salutat decizia lui Pasti de a nu pleca din partid. Îl felicit din suflet pe domnul Pasti că a ales să rămână alături de Partidul Social Democrat. Are posibilitatea să candideze în toamnă la conferința județeană pentru a obține o funcție de conducere în partid. Cristian Toader Pastia ar putea candida la viitoarele alegeri pentru o funcție de vicepreședinte la PSD Gorj.